Se pare că nu e normal. La vânzarea care este, cum să plătim? Dar așa am înțeles că prețurile o să... Condiții nu avem, stăm așa în frig aici. Trebuie să ne iei în jumătate măcar. Condițiile care sunt aici și noi stăm mai mult sub cerul liber. Deci ne îmbolnăvim. Dar nu se gândește nimeni la noi. Foarte mult pentru vânzarea care este. Foarte mult. Vânzările au scăzut de tot și o să de lumea, toată lumea o să ducă unde o să vadă. Stăm acasă. Consiliul local a aprobat propunerea administrației piețelor și oboarelor și va crește prețurile pentru anumite servicii oferite producătorilor și comercianților din piețe. Ce s-a decis majorarea unora dintre taxele practicate în piețele, târgurile și oboarele de pe raza municipiului Vaslui, creșterea fiind justificată de acoperirea parțială a inflației, de valoarea investițiilor în derulare și a celor care sunt deja efectuate, precum și de cheltuielile de utilități care trebuie acoperite de aceste taxe și impozite. De anul viitor, taxa pentru rezervarea unei tarabe de 2 metri pătrați va crește de la 70 de lei la 90 de lei. Utilizarea temporală a locurilor publice ocupate de tarabe va fi cu 2 lei mai mare. Taxa pentru utilizarea temporală a locurilor publice necesare comercializării mărfilor în alte locuri decât în perimetrul pieței va crește cu 1 leu. Taxa forfetară și rezervarea unui loc va costa cu 100 de lei mai mult pentru comercianți și cu 50 de lei mai mult pentru producători. Cine va dori să închirieze un halat pentru produse lactate va da cu 1 leu mai mult decât anul acesta. Vor fi însă o serie de obligații fiscale la care se va renunța. Direcția Administrare Piețe, Târguri și Oboare din municipiul Vaslui a luat decizia renunțării la unele taxe pentru comercianții și producătorii din piețele, târgurile și oboarele de pe raza municipiului, precum și reducerea unora dintre taxe cu aproximativ 13%. Taxa pentru utilizarea temporală a locurilor publice necesare depozitării mărfilor ce depășește capacitatea unei mese sau unei tarabe a fost eliminată. Taxele pentru închirieri de accesorii necesare vânzării, precum cântarul, a fost de asemenea scăzută. Taxa pentru umbrelă sau cărucior pentru marfă a fost eliminată. Noile taxe din piețe se vor aplica din luna ianuarie 2013.